Bine v-am regăsit, dragii mei! Suntem din nou la horoscop, un horoscop pe vreme de eclipse. Și fix cu asta vreau să începem să conștientizăm cu toții că suntem într-un moment important, ne aflăm între două eclipse și acest lucru se vede, se simte, se trăiește și bine ar fi să-l trăim conștient. Iar ca moment, la uh, 31 octombrie și până pe 6 noiembrie, vreau să vă imaginați că trăim așa un moment important de transformare mentală, de uh, pași pe care mintea îi face pentru a se transforma în egală măsură uh, pe alocuri este deja foarte important din acest weekend, iată, odată cu datul ceasului și schimbatul orei, vom avea și mari schimbări de mentalitate și schimbări de interese. Cel puțin de aici încolo o lună de zile trebuie să ne gândim diferit și ce vreau cel mai tare de la voi, mai ales începând cu această duminică 30 octombrie. Să vă dați voie să căutați altfel soluțiile și mai ales să vă dați voie să nu mai căutați vinovații și aș vrea de aici încolo o timp de o lună de zile să încercați să vă răspundeți la întrebarea unde este vina mea. Pe diferite planuri, în diferite contexte, la un moment dat veți avea și revelații în acest sens și veți vedea că dacă eu știu, în trecut, în ultimii ani, poate în ultimii șapte ani, a crezut cu tărie că, nu știu, e vina altora sau că ceva era de la alții. Iată, veți constata că la bază, undeva, este practic o greșeală personală sau un mod de gândire nepotrivit. Vă amintesc că Marte este retrograd din acest weekend până târziu, la mijloc de ianuarie în zodia gemenilor, iată acum, în consecință, Mercur este din aceeași zi în zodia scorpionului, deci schimbă destul de mult de energia, ca să zicem așa, și din acest motiv, Practic, vom vedea mici schimbări din ce în ce mai evidente, și apoi mai mari pe parcursul următoarelor perioade, următoarelor săptămâni, până ce Marte va ieși din retrograd și până ce va ieși din zodia gemenilor. Motiv pentru care o să vă rog să tot urmăriți până la final de martie, practic horoscopul de săptămâna trecută, anume cel cu eclipsa și cu intrarea lui Marte în retrograd, pentru a înțelege lucrurile cu fiecare pas pe care îl veți face mai aproape de transformarea mentală despre care vorbim. Acum mă interesează să mai subliniez două idei și apoi trecem la horoscop. În primul rând vreau să țineți cont că odată cu Marte retrograd și intrarea lui Mercur în zodia Scorpionului pe 30 octombrie, Practic, una ne, ne dorim să facem, unele ne sunt inițiativele, și altele ne sunt rezultatele. De aceea va trebui să avem nevoie de proiecte pe termen scurt sau de proiecte simple, pentru că nevoia de a vedea că avansăm s-ar putea să sufere la fiecare. De asemenea vreau să luptați mai puțin și să vă concentrați mai mult, să fiți mai puțin pe impulsivitate și pe agresivitate și pe conflicte, pe rivalități, pe competiții și să fiți mai pe uh, constructivitate, de exemplu, uh, în egală măsură sau să vă redirijați altfel impulsivitatea, agresivitatea uh, și mare atenție la gemeni și la scorpioni să nu redirijați către autodistructiv. Ei, și-ar mai fi multe de povestit, dar deja eu v-am povestit despre ele în horoscopul trecut, de aceea insist să-l tot urmăriți până cel puțin la jumătatea lunii martie, fix în această idee de a înțelege ce se întâmplă anume, pentru că de fiecare dată vom mai. Vom mai avea o mică revelație și asta ne va ajuta, practic, să mergem din pas în pas mai aproape de transformarea intelectuală de care vorbim. La acest moment, vă mai recomand să puneți accentul pe două situații importante. Una se referă la senzualitate, pentru că suntem în zodia scorpionului și pentru că avem cu toții nevoie să punem accent pe această parte din viața noastră și la bucurie, la bucurie, la dorințe, la bucuria copilului interior în special pentru că este o asemenea manieră de susținere astrală încât să punem în valoare plăcerea, bucuria de a trăi a copilului din noi. Și pentru că multe sunt în scorpion de aici încolo, încă o eclipsă mai avem Mercur, Venus și Soarele sunt și ele tot în Scorpion, deci sunt încă multe lucruri de scormonit și multe mistere și secrete de aflat din străfundul ființei pentru fiecare, din personalitatea la nivel profund, la nivel adânc uh, al fiecăruia și bine ar fi să, să vă dați voie să conștientizați că acele semințe, indiferent cât de adânci se află ele în personalitatea voastră, în pământul personalității voastre, ele vor încolți la un moment dat. Și vă recomand în consecință să faceți o curățenie destul de profundă, cel puțin iată acum în perioada dintre eclipse, iar în această curățenie să evitați două lucruri. Unu, anume ideile împotriva celorlalți și doi, din potrivă, să, să mergeți, să gândiți lucrurile un pic mai în folosul celor cu care interacționați sau celor dragi sau, eu știu, celor în folosul cărora nu v-ați gândit până un alta. E, și sunt multe de povestit, vreau să vă mai atrag atenția la critică în special și cu asta închei introducerea pentru astăzi, ne apucăm de berbec repejor până nu... Ne întindem prea tare cu introducerea. Aia să vedem ce face berbecul. În primul rând, dragi berbeci, vreau să aveți grijă acest marte, Mercur în scorpion. Pardon, vă poate agita destul de mult nopțile, visele, stările și vă poate scoate în evidență foarte multă karmă. Iată pe următoarele 3 săptămâni o lună de aici încolo. 31 octombrie, să vă distrați bine în cazul în care aveți planuri de distracție. Este o zi care vă cere foarte mult și foarte tare să vă gândiți în principal la cariera voastră și la munca voastră pe care iată ați construit-o, atât sub formă de carieră, cât și sub formă de obiceiuri și de pași de zi cu zi, și să vedeți ce acțiuni importante vreți să mai faceți în următoarea perioadă, adică vă zic imediat până când până pe 23 martie. Am lângă mine notițele despre anul viitor, că vreau să vă mai arunc așa că o minge la fileu pentru a pregăti pentru anul. Așa, după care, pe 1 noiembrie, foarte mare grijă, foarte mare atenție ce planuri de viitor vă faceți. Iartă, încă o dată insist, pentru 23 martie, de să planificați așa o zi de sărbătoare eventual, pentru că veți vedea de acolo începând multe schimbări se vor produce în următorii 14 ani din viața voastră. Deci planuri de viitor, ocupați-vă de ele, mai ales dacă ele vă arată că trebuie să schimbați și la voi câte ceva. Pe 2 noiembrie, o zi interesantă, Marte retrograd își face prezența în primă fază și foarte puternic după CP30 era din plin aspectat. Iată, această zi vă recomand să o puneți sub slujba propriei personalități și să vă gândiți cu toții, ascendenți sau zodie berbec, cum vă vedeți în următorii, a zice, 20 de ani. Dar dacă e prea departe și vă ia prea mult timp, încercați măcar pe 10 ani. O o, așa, o imagine, să vă gândiți, să vă imaginați tabloul personalității voastre, câte riduri veți avea în plus, cum arată ochii voștri, cum arată eu știu, fața voastră, inima voastră, personalitatea voastră, tot. Așa, pentru a înțelege uh, cam uh, ce direcție vă coordonați singurei de aici încolo. Pe 3 noiembrie, o zi interesantă și norocoasă, de altfel este ziua norocoasă a săptămânii, fiți pe fază la tot ceea ce puteți declanșa în, în energia voastră și la nivel profund în ființa voastră, pentru că lucrurile pot să meargă în acest sens și anume să atrageți ceea ce uh, vă doriți. 4 noiembrie, o zi interesantă, norocoasă și ea, dar care vă poate aduce și mici dezamăgiri sau vă poate răscoli destul de mult și destul de tare la interior, astfel încât să vă puneți tot felul de întrebări. În cazul în care există tristețe, sau o dezamăgire sau o angoasă destul de mare, să știți că mai aveți de lucru apropo de propria personalitate la nivel profund și apropo de a ieși din propriile iluzii sau din propriile așteptări pe care le-ați avut, vi le-ați făcut de 10-12 ani încoace. Pe 5 și pe 6 noiembrie, iată ne apropiem de eclipsă, dar luna intră în zodia berbecului, ceea ce înseamnă că pentru voi aceste două zile de weekend vor fi foarte importante și vor depinde de voi sau însuși eu știu, momentul prin care veți trece are legătură cu propriile voastre acțiuni. Să nu uităm că Marte este retrograd, lucru care vă va sublinia foarte tare uh, nevoia voastră de transformare și de schimbare la nivel de energie, la nivel de personalitate. Iar pe 5 și pe 6 veți vedea altfel de, uh, eu știu, reacții, altfel de. Impulsuri pe care le simțiți și uh, vedeți încotro uh, vă cer ele să modificați propria voastră personalitate, încotro vor ele să uh, vă transformați ca minte, mentalitate, intelect. Din perspectiva acestei săptămâni și de aici încolo, ce vă recomand foarte tare ar fi deschiderea către spiritualitate și mai multă preocupare în a scormoni și a găsi și a descoperi secrete, mistere, paradoxuri la nivel spiritual. Hai să vedem ce fac tauri, așa înainte de eclipsă până nu uh, săptămâna viitoare nu le dăm altfel de vești. Uh, și aveți pe 31 octombrie, dragi tauri, atenție, este o zi foarte interesantă și foarte importantă. Mare grijă, mare la tot felul de ispite pe care le-ați putea avea, și acele ispite sunt practic așa ca un moment care încearcă să vă, să vă încerce dacă sunteți sau nu cu adevărat porniți pe evoluție, dacă sunteți superficial sau profund în dorința de a evolua. Apoi pe 1 noiembrie, mare atenție mare, este o zi greuță, greoaie. În primul rând, pentru cei care, care iubesc competiția, pentru cei care vor să se bată, să se lupte, motiv pentru care vreau să aveți mare atenție la tot felul de competiții profesionale, dar și la tot felul de situații de, nu știu, să nu-l provocați pe șeful sau pe șefa să, să nu începeți vreun război în acest sens. Există o lecție de personalitate undeva în a doua parte a zilei de 1 noiembrie. Vedeți ce este cu această lecție și ce aveți de învățat. Pe 2 noiembrie este o zi interesantă, Marte retrograd începe să-și arate colții, ca să zicem așa. Concentrați-vă, fiți foarte atenți la ce vă spune Sinele vostru Divin, la ce vă spune. Copilul vostru interior și încercați să, prin ideile voastre, să nu vă întoarceți împotriva propriului vostru spirit sau împotriva propriului vostru copil interior. Apoi, pe 3 este o zi interesantă, cea mai norocoasă din săptămână, așa încât vă recomand să dați bătaie, să porniți toate motoarele și să vă ascultați intuiția. Este foarte important să vă bazați pe ceea ce intuiția vă șoptește la ureche, stânga-dreapta vedeți voi, pentru că ziua vă poate deschide un nou orizont sau vă poate purta pașii către noi planuri de viitor sau către împliniri frumoase în acest moment. Lăsați-vă ajutați și de persoana iubită în acest sens și încercați să rezolvați proiecte comune de cuplu. Pe 4 noiembrie s-ar putea să aveți și voi o mică dezamăgire, nu știu dacă dureroasă, mai degrabă aș zice că respectiva situație vă dă putere să, să luptați mai tare sau să mergeți mai departe. Deci, practic, pe ideea un șut în fund, un pas înainte, vedeți care este pasul înainte important de făcut la acest moment, mai ales că este foarte, foarte norocos. La fel, încercați să fiți de partea persoanei iubite sau să o atrageți de partea voastră. Pe 5 și pe 6, weekendul își spune cuvântul din punct de vedere al sănătății. Dragii mei tauri, ascende sau zodie, ne pregătim de o altă eclipsă care va avea loc în zodia voastră și ne pregătim de următorii doi ani în care eclipsele vor fi și în berbec, ceea ce pentru voi va însemna foarte multă activare de karmă, iar dacă această karmă este nebifată, neînvățată, nearsă, neconsumată, s-ar putea să fie vorba de probleme de sănătate. E drept, deja Jupiter își arată uh, energiile din punctul vostru de vedere în acest sens și vă rog tare, tare, tare pentru uh, acest weekend, înainte de eclipsă și de aici încolo, să fiți mult mai prudenți cu sănătatea voastră și mult mai grijulii față de voi înși vă. Să vedem ce fac Geminia, să vedem... Gemeni, ascendent sau zodie. Și avem. În primul rând, mare atenție mare că știți deja, marte este retrograd în zodia voastră. Mercuri intră în zodia Scorpionului patronul vostru, da, deci vă dă aceste inflexiuni, aceste energii scorpionicești, să zicem așa cu ghilimelele dericoare și vreau să aveți grijă la toate transformările prin care veți trece, practic, de duminică seara, 30 octombrie încolo, timp de mult, mult timp până în martie, aprilie anul viitor. Este o perioadă de mari transformări în personalitatea voastră, în mentalitatea voastră și vreau să vă îngrijiți de trei aspecte. Critica, autocritica, nemulțumirea față de ceilalți și față de sine, dar și nevoia de uh, ripostă și de apărare, uh, astfel încât să nu vă plafonați, să nu intrați într-un într tunel, să punem ghilimelele, în care să vă consumați inutil sau foarte tare. Și avem 31 octombrie, mare atenție mare din punctul vostru de vedere, este o zi foarte importantă în plan spiritual uh, și aș putea zice că sunt ceva ispite care vă dau mici sau mari bătăi de cap așa pe ultima 100 de metri înainte să vă lase în pace pe genul ăla uh, furtuna dinaintea liniștii, nu invers. Deci foarte mare grijă ce se întâmplă cu spiritul vostru sau la nivel spiritual în viața voastră în această zi de luni 31. Apoi, pe întâi, mai ales că este dita mai sărbătoarea și ce sărbătoare cu valoare magică este ea, deci fiți atenți la magie, cât e de albă, cât e de neagră și ce se întâmplă la nivel spiritual în viața voastră. Pentru ei este o zi importantă pentru a face tot felul de calcule. Aceste calcule se referă în principal la... Uh, cât de mult vă doriți să fiți fericiți, cât de tare vibrați fericirea sau dorința de a fi fericiți. Și cât de bucuroși suntem, sunteți la acest moment. În, în existența voastră terestră. Implicit copilul interior, cât este el de bucuros sau cât de dornic de succes este. Apoi pe 2 noiembrie mare grijă mare. Sunteți puși în, într-o lumină pozitivă, dar trebuie să faceți mult efort. Vă amintesc că Marte retrogradă în zodia voastră, vă dă foarte multe bătăi de cap și la propriu și la figurat și tot ce vă recomand mai tare este concentrarea, cu atât mai mult să fiți atenți la vitalitatea voastră pe măsură ce vă cont sumați în concentrare. Deci cumva să vă găsiți o metodă de autoîncărcare sau de uh, reciclare a propriei energiei astfel încât să puteți ține bine la tăvăleală până ce Marte uh, își va face toată, tot parcursul lui în zodie la voi. Deci, mare atenție pe scurt, este o zi de evoluție, o zi foarte importantă pentru evoluția voastră din toate punctele de vedere și nu lăsați lucrurile să treacă pe lângă voi, ci treceți-le prin filtrele voastre, prin uh, capacitățile voastre și bucurați-vă de toate acele energii care vă pot ajuta să evoluați. Pe 3 și uh, pe 4 uh, noiembrie ar zice că le putem lua împreună. Sunt două zile în care aveți nevoie să vă transformați, să vă schimbați, anume pe premiza senzualității, dar și pe premiză spirituală, dar și pe premiză, eu știu, deschidere către partea mistică intuitivă a personalității voastre, una peste alta ar zice că sunt genul ăla de zile în care vă veți descoperi alte daruri divine sau în care vă veți vedea voi prin ochii voștri diferiți. Vă veți vedea mult mai norocoși și mult mai împliniți sau cu mult mai mult potențial decât ați fi crezut că aveți. Ambele sunt zile foarte norocoase și aș vrea să profitați din acest punct de vedere de ceea ce energiile zodiei pești pe de o parte vă poate aduce nu doar lecție, ci și intuiția aia care vă poate deschide nu știu, creierul creativ sau uh, puterea de creație sau dăruirea sau um, vă poate face mult mai voluntari față de voi și vă și nu doar față de ceilalți. Veți vedea, vor fi două zile foarte, foarte interesante, uh, cu atât mai mult cu cât uh, bucuriile voastre aduse de eclipsă ar putea să fie încărcate mult și bine cu energii benefice la muncă și practic asta vă poate transforma deja pe toate domeniile într-un mod în care să vă simțiți mult mai mulțumiți sau mult mai bine. Apoi pe 5 aș vrea să aveți grijă la faptul că ar trebui să vă bazați mult mai tare pe obiectivele voastre. Este o zi în care liberul vostru arbitru își spune cuvântul, sau ar trebui să-l spună mai bine zis. Deci, lăsați-vă, purtați de, de lista de dorințe și vedeți care sunt obiectivele cele mai importante la acest moment. Cu atât mai tare cu cât s-ar putea să, să vă dați seama undeva pe la jumătatea zilei că, dacă nu aveți obiective, dacă nu vă gândiți voi singurei, ce vreți să realizați în această zi, s-ar putea să nu se întâmple nimic, pentru că liberul vostru arbitru, eu știu, doarme în papuci sau nu și-a făcut planul. Iar duminică pe 6, mare atenție și voi, pentru că ne pregătim de eclipsă, o eclipsă care s-ar putea să vă dea un pic bătăi de cap pe sănătate, Uh, și lăsând la o parte aspectele zilei care ar putea să fie foarte uh, interesante, de-a dreptul benefice din punctul vostru de vedere, atâta timp cât veți privi în viitor și veți dori să vă apucați de proiecte noi, vreau să vă atenționez și apropo de ceea ce urmează de lunea cealaltă, de pe șapte încolo, să vă aducă eclipsa și anume o luptă interioară foarte mare o tensiune pe care trebuie să o, să o aduceți într-un echilibru astfel încât ea să nu vă mai afecteze sănătatea, motiv pentru care deja, iată, de duminică 6 noiembrie, vă voi recomanda să vă preocupați mult mai tare de propria voastră armonie interioară. Și să vedeți ce ați învățat, ce n-ați vrut să învățați, câte schimbări mari ați făcut la voi, cât sunteți de constructivi, cât sunteți de autodistructivi, câtă multă bucurie, cât câtă multă tristețe, ce se întâmplă la acest moment în sine voastră și cumva să vă lăsați purtați de vindecare deja din acest weekend încolo cu atât mai tare, cu cât eclipsa vă va, vă va duce pe aceste teritorii uh, și dacă veți conștientiza și dacă nu. Ei, și-am ajuns la RAC. RAC sau Ascendent sau Zodie, dragii mei, fiți foarte atenți la această săptămână. În primul rând, pe 31 octombrie este ziua în care s-ar putea să vi se pună pata cum zice românul, să vă certați cu toată lumea sau să aveți tot felul de frustrări ireale sau neîntemeiate doar pentru că cineva își bagă nasul în la voastră și nu vă lasă liniștiți, nu vă lasă să vedeți partea frumoasă a situațiilor în care vă aflați. Apoi, deja de pe 30-31 încolo vreau să aveți mare atenție la tot felul de prieteni care mare parte dintre ei vă învață de bine și vă ajută să vă transformați sau să vă concentrați sau să vă schimbați, dar încercați să nu dați vina pe ei, ci din potrivă să luați modelul lor sau sfatul lor și să vă... Autoevaluați sau autoanalizați. Timp de 3 săptămâni, o lună, chiar insist să vă schimbați un pic mentalitatea cu ajutorul prietenilor sau, acolo unde sunt, cu ajutorul copiilor. Pe 1 noiembrie, o zi interesantă din multe puncte de vedere, mai ales că pentru voi, perioada aceasta de început de noiembrie vă accentuează mult mai tare competiția la nivel spiritual. Deci, mare atenție, ce se întâmplă apropo de competiții spirituale sau de provocări sau de rivali în plan spiritual. Pe 2 noiembrie, o zi interesantă în care Marte retrogradă și face simțită prezența și pentru voi. Atenție așadar la sănătate, dacă aveți tot felul de intuiții sau dacă simțiți tot felul de eu știu, indicii, uh, energii, lăsați-vă inspirați și vedeți ce uh, modele, ce terapii, ce medicamente, ce vă gândiți să faceți pentru sănătatea voastră. Apoi pe 3 și pe 4 le luăm și pentru voi împreună, sunt două zile interesante în perspectiva um, succesului vostru, să zic așa, sau în perspectiva reușitelor viitoare. Pe de o parte, ce vă recomand este să vă faceți un bilanț al rezultatelor de până acum, să vedeți așa cam unde ați ajuns și cât de mulțumiți sunteți. În egală măsură, să aveți tot felul de inițiative norocoase, pentru că ele vor avea un plus de noroc în aceste zile și să nu lăsați să, tre să treacă nici uh, ziua de 3, nici ziua de 4 fără să fiți în forță porniți pe uh, ceea ce doriți să atingeți uh, mai măreț și mai idealist în viața voastră. Deci tot felul de proiecte interesante care pot să prindă un contur frumos dacă investiți acea energie necesară în aceste două zile. <coughs> Pardon Apoi în weekend lucrurile se vor schimba. Deja pe 5, mare atenție, aveți o zi de evoluție în care s-ar putea să nu știți încotro vă duceți sau să nu vedeți lucrurile că se mișcă sau cumva este genul ăla de zi în care vi se pune oglinda. Iar dacă voi sunteți pe modelul foarte, să zic, pasiv, atunci și în sâmbătă 5 noiembrie, practic pasivă va fi și situația voastră sau veți vedea cumva ca un ca o oglindă care vă arată așa fără să vă întrebați cam cât de porniți sau de inerți sunteți în rezolvările voastre, în evoluția voastră. Așadar, dați ocazia acestui weekend de 5 și 6 noiembrie să vă dea startul în evoluție și să vă arate, chiar dacă nu o să vă placă inițial, că nu e normal să vedeți, eu știu, lucruri despre viața voastră sau despre voi care nu sunt neapărat foarte drăguțe, cel puțin luați-vă curajul la purtător, pentru că în următorii doi ani va trebui să fiți pe acest val. Luați-vă așadar curajul la purtător, să puteți. Forța un pic în voi nevoia de a fi mai activ sau nevoia de a fi într-o anume direcție mult mai determinați sau mai focusați pe evoluția voastră. Iar pe 6 noiembrie, mare grijă, mare ne apropiem de eclipsă și pentru voi lucrurile vor sta altfel după 7-8 noiembrie încolo. Dar e vorba de o lecție pe care trebuie să o înțelegeți. Poate să fie o lecție de ordin social sau profesional sau pur și simplu să vă dați seama că imaginea voastră nu vă reprezintă, că nu arătați celorlalți cum sunteți, de fapt, că nu sunteți preocupați de ceea ce ar trebui să vă preocupe din punct de vedere al relației voastre cu societatea sau cu cei, cei mulți, da? nu cei apropiați, ci toți ceilalți. Hai să vedem ce fac dragii, ei, dragii de ei lei, anume ascendent sau zodie, încotro se duc. Și avem 31 octombrie, dragi lei, mare atenție mare și pentru voi sunt tot felul de ispite care vă pot bate puțin pe umăr. Uh, anume în relația voastră cu ceilalți. Atenție așadar, evitați să fiți foarte uh, pătrunși de energia celorlalți sau foarte impresionați de dramele celorlalți, pentru că s-ar putea să fie doar niște ispite pe care le aveți și nu ceva real. Și s-ar putea să vă consumați toată ziua pentru niște lucruri care n-au nicio finalitate. Deci, mare atenție din acest punct de vedere. Pe de altă parte, Mercur în Scorpion vă va da destul de multe bătăi de cap Uh, și o să vreau să fiți foarte atenți pe uh, a vă asuma acolo unde este vina voastră în familie și în relația voastră cu cei dragi, cu cei apropiați. Uh, atenție la nemulțumirile voastre, la, uh, eu știu, să nu-i împovorați pe ceilalți, să nu-i atacați între ghilimele mental, intelectual sau cu tot felul de cuvinte și recomandarea ar fi pe următoarele trei săptămâni de duminică 30 sau de luni 31 încolo să fiți cât se poate de deschiși la a vă apropia intelectual de cei dragi ai voștri. Apoi, pe întâi și pe doi, două zile importante în relația voastră de cuplu. Mare grijă ce se întâmplă pentru că s-ar putea să fiți foarte pe ego sau foarte pe competiție și să se strice niște planuri de, eu știu, de parteneriate sau niște proiecte în doi, uite așa, pentru că n-ați fost inspirat să răsuflați un pic înainte de a scoate pe gură cuvinte sau înainte de a strica ceva. Doi, mai ales, vă recomandă să vă gândiți la viitorul vostru dacă persoana dragă, persoana iubită, o vedeți lângă voi și pe următorii 2, 4, 8, 10, 20 de ani și dacă o vedeți atunci să vă scuturați de nervii de moment și să vă apucați de proiecte, să puneți energie nouă în proiectele voastre în doi. Apoi, pe 3 și pe 4 două zile interesante din perspectivă spirituală, o să vreau să aveți o mare deschidere în acest sens, pentru că astrele vă vor sublinia foarte frumos multe energiei benefice și vă vor aduce foarte multe daruri la suprafață. Fie că sunt darurile voastre pe care nu le-ați folosit, fie că sunt daruri pe care le primiți, iată, acum în acest context din viața voastră pentru a le a utiliza pardon, pe viitor. În egală măsură, ziua de 3 este foarte, foarte benefică dacă știți să primiți, dacă nu, atenție, să învățați să primiți, iar pe patru puteți avea mari bucurii de la cineva apropiat sau de la persoana iubită. E, la weekend putem să zicem că lucrurile se vor schimba, așa un pic. În weekend energia berbecului vă va pune bine-bine, dar, din păcate, patronul berbecului Marte este retrograd, așa că nu știm dacă va fi vorba de uh, forță sau de uh, capacități. S-ar putea să fie două zile mai brutale, sau voi sunteți mai brutali, sau lucrurile se întâmplă pe lângă voi mai cu brutalitate. Fiți foarte atenți în special la ziua de 5 să nu cumva să vă afirmați brutalitatea în joacă și să vă treziți mai târziu că vă pare rău. În egală măsură, weekendul vă cere o călătorie, deci faceți planuri de drum sau porniți-vă la mare, la munte, undeva unde știți că vă place, vă face bine să vă încărcați bateriile, pentru că eclipsa care urmează s-ar putea să nu fie foarte drăguță pentru voi cu energiile pe care le va aduce. E, am ajuns la Fecioară. Dragi Fecioare, Ascendent sau Zodie? Știu că sunteți într-un moment nu foarte ușor și mai durează. O să vă zic acum, apropo de provocarea mea pentru anul viitor, să aveți grijă fix la zilele de dinainte de Revelion, practic, dar și la 21-24 februarie, și să mai aveți grijă și pe. 28 iunie încolo, dar deja astea o să le povestim noi în, în povestea lui 2023. Nu știu când o să-l fac acest horoscop pentru că încă nu i-am găsit numele și vreau să să fie un nume sugestiv ca să înțelegeți așa cum i-am zis anului ăstuia lupta dintre doi malefici și noi spectatori să înțelegeți și despre 2023 mesajul meu. Dar până una alta, asta era ideea, să vă aduc aminte că sunteți într-o perioadă grea, că ea se termină undeva prin 2 august și că trebuie să vă țineți bine pe picioarele și pe mintea și pe gândurile voastre, indiferent de câte ispite aveți. Și săptămâna, zice așa, 31 octombrie, mare atenție mare, cu sărbătoare, cu tot ce faceți, pentru că sunt și în viața voastră câteva ispite care v-ar putea da bătăi de cap din punct de vedere al dorinței voastre de control. Și apropo de dorința de control, aș putea zice că acest Marte în ne va vindeca pe foarte mulți de această dorință de control, pentru că va scoate la suprafață acest lucru mult și bine atâtea luni în șir. Pardon. Apoi, pe 1 și pe 2 noiembrie vreau să aveți grijă din punct de vedere al um, felului în care vă consumați energia sau mai bine zis cum și ce faceți toată ziua bună ziua, atât pentru voi, cât și pentru sănătatea voastră. Așa că sunteți utili și că știți să faceți multe lucruri, știm cu toții, deci nu contestăm treaba asta, ba chiar vă apreciem tare tare pentru că cineva trebuie să le facă și pe astea, da? dar vreau să faceți aceste lucruri și pentru voi pentru propria voastră persoană, pentru că iată, pe ca pe întâi, dar pe 2 martie vă trage destul de tare de urechi și vă întreabă cum este sănătatea voastră și la ce te-ai gândit de n-ai avut grijă de sănătatea ta. Cam așa o să sune ziua. Așa că fiți foarte prevăzători, preventivi, prudenți, eficienți cu viața voastră de zi cu zi și cu sănătatea voastră. Apoi pe 3 și pe 4, două zile importante în plan relațional. Fiți foarte atenți ce faceți în relația de cuplu, pentru că, de fapt, zilele ar trebui să fie foarte norocoase. Depinde de voi, cu Mercur în Scorpion, care accentuează foarte mult critica și ranchiuna pe care, iată, alte aspecte malefice și negative ar putea să vi le mai pună în evidență, iată, aveți grijă să nu cumva să ratați aceste două zile atât de frumoase și de norocoase pe care le puteți transforma în beneficii pe relația de cuplu și să nu le lăsați, să nu lăsați critica, nemulțumirea sau, eu știu, nevoia de competiție și de ceartă să vă strice poveștile de dragoste. Despre voi e vorba nu de persoana iubită, că la voi uh, am ajuns, da? Decât dacă și persoana iubită este tot fecioară. Apoi, pe cinci mare atenție aveți și voi nevoie de a lua inițiativa. O inițiativă mai uh, în putere sau mai în uh, mental, dar trebuie să fiți puși pe treabă, în principal din punct de vedere spiritual. Ca să zic așa. Lăsați lucrurile să decurgă într-o formă pozitivă sau preluați frâiele unor situații care v-au scormonit pe plan spiritual sau care v-au traumatizat sau ceva. Apoi, pe 6 duminică trebuie și de această dată să fiți în zona spirituală, însă nu mai este de preluat inițiativa, ci este deja de a fi mai constructivi că ne pregătim de eclipsă și dacă niciunii nu s-apucă de construit, atunci eclipsa s-ar putea să se uh, apuce ea de, de dărâmat. Deci, mare grijă, mare, uh, pentru a putea avea rezultate din ce în ce mai benefice uh, odată cu eclipsa din 7-8 noiembrie, țineți-vă bine pe 6 de ceea ce ați vrea să construiți pe pilonii personalității voastre. În primul rând întrebați-vă care sunt acești pironi și apoi vedeți ce vreți ca viața să construiască acolo și în egală măsură ce faceți voi uh, pentru a permite vieții să vă construiască frumos. E, hai să vedem ce zic balanțele, dragele de ele, dragile de ele, pardon, Dragi scumpe și frumoase balanțe, armonizate sau nu, echilibrate sau nu. Avem 31 octombrie, o zi care vă trage puțin de urechi și pe voi din punct de vedere al ispitelor. Mare atenție la tot felul de situații, ca și când stați să scoateți un rău din casă. Mai pe românește, al tablou nu vine să să vă povestesc cum arată. Deci se întâmplă ceva, dar răul ăsta înainte să iasă din casă parcă nu vrea să se dezlipească. Stați acolo bine voi în energia voastră pozitivă pentru ca această ispită să nu vă mai aibă cum să vă mai încurce energia casei sau a familiei. În altă ordine de idei, atenție, pe 31 la o lecție de personalitate pe care n-ați vrut în ruptul capului să o înțelegeți în ultimii 14 ani. Este vremea să o înțelegeți cel puțin până la 23 martie. În egală măsură, de pe 30-31 încolo, foarte mare grijă la capitolul financiar, pentru că aveți nemulțumiri, pentru că sunteți într-o stare. De eu știu, frustrare, nedreptate din perspectiva financiară, dar, de fapt, mintea voastră are nevoie să transforme, să schimbe parcursul unor rotițe, unor sinapse pentru ca banii voștri să se înmulțească. Apoi, pe întâi și pe 2, zile interesante din punct de vedere um, prieteni, grupuri, socializare și cu atât mai tare. Sunt două zile în care vi se accentuează că aveți nevoie de mai multă forță, de mai multă putere și aveți nevoie de a vă panica mai puțin, la propriu sau la figurat. 2 noiembrie îl are și pe Marte în energiile ei și va sublinia destul de tare acest vârtej de energie. Motiv pentru care vreau să dați ocazia energiei voastre personale să se. cum să zic, să o consolidați. Cam așa, despre asta e vorba. Deci, cumva, să vă gândiți ce puteți face pentru ca energia voastră să fie mai compactă, mai vioaie, mai benefică, mai bine, mai sănătoasă, vedeți voi. Și, nu în ultimul rând, să fiți un. Un pic mai zen, un pic mai distrați la modul pozitiv, nu foarte înverșunați pe situațiile pe care Mercur, financiare, mă refer, Mercur le scoate la nivel. Apoi, pe 3 și pe 4, două zile interesante, cu multe lucruri de făcut, cu multe proiecte, multă muncă și s-ar putea să aveți bucurii destul de măricele și o senzație de mulțumire, de satisfacții mai ales în plan financiar, că pare că schimbați lucrurile, da? Apoi, pe cinci, mare grijă mare, la ceva situație neprevăzută, s-ar putea ca persoana iubită să aibă așa o reacție și să vă pună în fața faptului împlinit, fără a vă fi gândit că ceva se cutremură în relația voastră de cuplu nu știu dacă neapărat se cutremură ceva, ce pur și simplu e vorba de spontaneitate și de capacitatea voastră de a face față surprizelor plăcute sau neplăcute în relație. Acum noi știm că balanța și taurul, venu și venusienii, sunt aia care nu prea funcționează singuri. Deci într-o zi de genul, mai ales de weekend, când persoana iubită vine și zice eu mă duc încolo, colo". Pentru că, uite, așa e cazul acum, s-ar putea să nu vă placă, dar asta e, este o lecție de a învăța să gestionați lucrurile și autonomi. Apoi, pe șase, tot despre autonomie va fi vorba, însă, de data asta, veți trage niște concluzii. Deci, dacă sâmbătă v-ați enervat, duminică deja v-ați recâștigat calmul și bine ați făcut pentru că se. Apropie eclipsa și nu ar fi fost deloc drăguț să rămâneți în impulsivitate sau în nervozitate sau în război cu persoana iubită. Deci reveniți la înțelegerea în cuplu și la relația armonizată. Scorpionii, Ascendent sau Zodie, au o săptămână interesantă și avem deja de când Mercur a intrat în zodia voastră adică pe 30 până ce el va ieși din zodia voastră pe lângă eclipse și Soare și Venus în zodia voastră. Sunt foarte multe lucruri care vă spun să vă reinventați cum ziceam și săptămâna trecută odată cu eclipsa să vă reformulați personalitatea să vă transformați foarte mult și foarte tare. Ei bine, 31 va accentua în primul rând nemulțumirea față de voi înși vă, critica, autocritica în special și tot felul de lucruri care vă sunt străine despre propria voastră persoană. Motiv pentru care vă recomand, iată, pe 31, să faceți um, foarte multe pentru voi înșivă, vă. Să vă gândiți la voi, să vă analizați pe voi, să vă susțineți pe voi sau să fiți mai prieteni cu voi și vă și deloc îndreptați spre ceilalți. <coughs> cu atât mai tare, pardon, cu cât aveți și ceva ispite prin, uh, uh, pe de-o parte lucruri de familie, pe de altă parte lucruri care pot să vină din trecutul vostru din viața trecută sau pur și simplu niște discuții neterminate. Apoi, pe întâi pe și pe doi, mare atenție ce se întâmplă, pentru că sunt niște lecții de personalitate pe care le, le veți avea, mai, mai ales pe întâi s-ar putea să vă simțiți atacați din toate părțile, Poate că este așa, poate că nu, dar Mercur în zodia voastră va zice până ce va ieși de acolo că trebuie să vă analizați modul de gândire și practic aceste atacuri, dacă sunt reale, cu atât mai tare ele vă recomandă fix același lucru, să vă regăsiți, să vă gândiți la voi diferit. Pe doi atenție inclusiv la Marte, marte retrograd, care are și el la portul lui pe parcursul acestei zile și care vă va spune fiți mai prevăzători, fiți mai atenți, fiți mai concentrați. Apoi, pe 3 și pe 4 două zile interesante, deja vă refaceți oarecum, sunteți pe un vibe mult mai pozitiv, mai ales din perspectiva puteri personale. Deci, ceea ce s-a întâmplat, ceea ce a venit către voi de la eclipsă încoace, iată, de pe 3-4 încolo, um, putem să zicem că deja le-ați digerat, le-ați înțeles, le-ați um, um, filtrat, le-ați ales. Și, practic, aceste două zile vă dau forță, vă dau putere și să uh, mergeți mai departe. Sunt două zile norocoase, două zile frumoase în care Scorpionul poate să-și refacă atât valorile, cât și forțele, cât și puterile personale și să pornească, iată, mult mai bine, mult mai ușor la drum. Vă aduc aminte, nu uitați de senzualitate pentru că este momentul vostru și dacă voi uitați de ea, o să uităm și noi ceilalți că nu avem repere de senzualitate, da? Deci puneți în valoare această calitate a voastră la acest moment. Din alt punct de vedere vreau să aveți grijă pe 5 și pe 6. Zic că vreau să aveți grijă pentru că luna se află în berbec și poate să dea mici inflexiuni agitate din cauza lui marte retrograd pe sănătatea voastră. Dacă aveți vertijuri, dacă aveți dureri de cap, dacă vă simțiți epuizați, luați-vă acest weekend de odihnă. Despre asta este vorba, este weekendul în care trebuie să vă refaceți energia forța și cumva să vă dați restart. Cu atât mai mult, cu cât pe 5 pare că nimic nu se întâmplă, că nimic nu se schimbă și uh, aveți așadar nevoie de, de această odihnă pentru că altfel uh, rămâneți uh, cu buza umflată că de fapt a trecut ziua degeaba, că nu s-a întâmplat nimic. Așa, hai să vedem ce fac săgetătorii. Și avem, în primul rând, dragi săgetători, Mercurii intră în zodia scorpionului din acest weekend de pe 30, odată cu schimbarea lui Marte, din uh, mers normal în mers retrograd, deci mare, grijă mare, din multe puncte de vedere, lucrurile se schimbă și pentru voi. Vreau să vă schimbați mentalitatea la nivel profund, vreau să fiți mult mai atenți la modul vostru de gândire undeva la nivel profund în ființa voastră. Și mă gândesc aici de fapt la acele mecanisme de pilot automat pe care ați totul rulat, iată, în ultimii ani, în ultimul an sau în ultimii șapte ani. Deci, 31, o zi foarte interesantă din acest punct de vedere. Pe de altă parte, fiți foarte atenți la ispite care vă vor scoate foarte tare în față frica voastră de moarte sau frica voastră cea mai mare. Frica voastră de abandon, de exemplu, sau. Mă rog, la fiecare în funcție de harta natală, dar cert este, atenție, sunt doar niște ispite, nu cădeți în ele pentru că îi alimentați cu energie niște entități care nu sunt uh, benefice și nu vă aduc nimic pozitiv. Apoi, pe 1 și pe doi, sunt două zile extrem de drăguțe și de interesante din perspectiva drumurilor și reușitelor la drum, dar și din perspectiva unor moduri noi de gândire. Probabil că aveți un plan să faceți ceva important care vă dezvoltă intelectul sau pur și simplu să înveți bune sau drumuri care vă aduc rezultate benefice. În altă ordine de idei, pe doi vreau să aveți grijă la relația voastră de cuplu, mai ales dacă ea dă semne de vulnerabilitate. Sunteți în genul ăla de perioadă despre care vă povesteam săptămâna trecută, că trebuie să dați multă energie persoanei iubite și, o susț și să o susțineți prin puterea și prin energia voastră, deci nu vă lăsați influențați de un capriciu sau de o eu știu, agitație, pentru că este însă și în, în datoririle voastre să susțineți relația și persoana iubită. Apoi pe 3 și pe 4 vor fi două zile de lecții personale sau lecții de personalitate în care lucrurile stau bine, dar voi nu le vedeți bine sau voi nu sunteți bine cu ele, ceva în sensul ăsta. Ele ca zile sunt bucurii și bucuroase, dorințe împlinite sau mici realizări alături de cei dragi. După caz, ar fi vremea vizitelor la părinți sau întoarcerii acasă de undeva sau, după caz, la unii să mergeți acolo unde vă simțiți bine, acolo unde sunteți ca acasă la voi. Dacă, pardon, nu aveți cum, atunci pur și simplu veți avea un boost de energie de la părinți sau de la cei dragi ai voștri sau o veste bună de undeva, de la cineva drag. Iar pe cinci, ziua deja va fi încărcată cu foarte multe energii. Sunt, dacă putem să zicem așa, energii bumerang, energii care vin către voi ca rezultat a ceea ce voi ați emis în ultimele 2-3 săptămâni. Așadar, ziua de sâmbătă vreau să o luați așa ca pe efectul bumerangului și de la trecut către viitor, dar și de la sâmbătă 5 noiembrie către viitor. Iar pe șase, mare atenție, ziua vă cere să vă bucurați de ceea ce ați construit până acum sau să vedeți partea plină a paharului diverse teme, inclusiv la nivel intelectual. Ce fac capricornii de aici încolo? Vom vedea 31 octombrie cu 30 cu tot. Sunt două zile de transformări mari și pentru voi. Atenție la nemulțumiri, la critici, și la autocritici pe următoarele 3 săptămâni, dar tot pe 31, mare atenție, cât sunteți de. știți vorbaia cum zice românul, cât ești de drăcos, e cam așa. Deci, cât de tare și cât și pentru ce și cu ce scop sunteți așa în felul ăsta, s-ar putea să aveți nevoie să renunțați la niște meandre personale sau la niște, eu știu, obiceiuri tabu sau la niște capricii, tocmai pentru că mai aveți încă de transformat personalitatea voastră până pe 23 martie, și dacă nu o veți face atunci. Va fi undeva după, m, prin iunie, iulie anul viitor, dar povestim noi despre asta la momentul potrivit. Ideea e să știți despre ce este vorba la moment. Dați-vă voie la transformări, la schimbare, apropo de acest subiect, cât sunteți voi de apucați, ca să zic așa. Apoi, pe și pe doi, preocupări financiare importante, dați-vă voie să lucrați mai mult mai bine sau să schimbați ceva în modul vostru de muncă, în modul vostru de a percepe munca sau de a vă manifesta ca acțiuni. Mai ales pe doi, care s-ar putea să fie o zi mai încărcată din punctul lui Marte de vedere, care nu vă lasă în pace nici pe voi cu atât mai tare că este vorba despre muncă și proiectele voastre la serviciu. Cu atât mai tare de dorința voastră de a reuși și pentru că Marte este retrograd în gemeni, s-ar putea să vă pună și vă o oglindă sau să vă arate și vă efectul bumerangului din perspectiva energia investită și sănătatea sau care este prețul reușitei în valoarea sănătății voastre. De aceea, iată, revin la 1 și 2 să vă faceți planul să învățați să lucrați altfel. Și, în consecință, să, să puteți vedea viitorul vostru un pic modificat ca și rutină a vieții voastre de zi cu zi, dar și ca și rutina în, mun în munca voastră. Apoi, pe 3 și pe 4 mari, mari realizări. Sau sub formă de vești, sau sub formă de bucurie, sau sub formă de drumuri care vă duc unde ar, ar trebui să ajungeți, sau pur și simplu vești bune, negocieri, se calmează multe lucruri, motiv pentru care vreau să trageți tare atât în plan intelectual, cât și în vibrația voastră pe parcursul acestor două zile, pentru că sunt realizări care vă așteaptă să vă bucurați de ele. Din potrivă, pe 4 seara, 4 noaptea, 5 dimineața s-ar putea să nu mai fie atât de drăguț, de aceea vreau să vă atrag atenția, cel puțin 5 dimineața și mare parte din ziua de 5 să fiți mai prevăzători, dar și mai atenți la ceea ce n-ați învățat la timp. Sau, după caz, la ceea ce trecutul vă aduce la prezent să rezolvați. Duminică pe 6 noiembrie, multe lucruri mai sunt de făcut și în principal proiecte de familie, proiecte cu cei dragi ai voștri și pași importanți pentru și către familia voastră. Ia să vedem ce fac vărsătorii, pentru că au și ei o săptămână importantă între eclipse și în prag de eclipsă nouă. Dragii mei, ascendenți sau zodie vărsător, fiți foarte prevăzători și voi pe 31 octombrie și din 30 încolo, atât cât Mercur va sta în zodia Scorpionului, la tot felul de lupte și competiții în plan profesional în principal sau lupta voastră contra societății. Pe alocuri s-ar putea să aveți susținere intelectuală de la cei mai importanți ca voi pentru a vă duce planurile spre reușită, dar pe de altă parte, atenție și la competițiile inutile pe care le-ați făcut de ceva timp, șapte ani sau mai puțin, în acest uh, demers. Eu știu că v-ați luptat inutil sau pentru lucruri neimportante sau că erați mult prea departe în viitor și nu v-ați mai conectat cu societatea la prezent. Apoi, pe 1 și pe 2 noiembrie sunt două zile în care luna este în zodia voastră, ceea ce poate fi un mare atu, după caz, sau nu neapărat pentru alții. Fiți atenți așadar ce puteți reinventa și ce depinde de voi în aceste zile, mai ales că marte retrograd se face deja foarte simțit și el ca energie și vă poate da un pic planurile peste cap. De aceea, recomandarea mea ar fi în ambele zile să vă dați voie să mergeți către întâmpinarea prietenilor sau să-i lăsați pe ei să vină către voi și să renunțați, dacă se poate, cât de tare sau total la competiție, cel puțin cu prietenii voștri. Apoi pe 3 și pe 4 sunt două zile de preocupări financiare, de preocupări importante în plan bănesc, în planul averii voastre, mai ales că sunt zile foarte norocoase și foarte benefice pe câștiguri. Lăsați valul să vă poarte, că e apa sărată sau că e apa dulce, lăsați valul să vă ducă, anume curentul apei să vă poarte Pașii în, în sfera finanțelor, atât pe pozitiv, cât și pe competiție. De această dată aveți voie să competitivizați pe cine vreți voi. Dar, atenție, dacă vă veți trezi că, iată, competiția v-a dus la prea multe dezamăgiri până la acest moment. Ei bine, în data de 4 s-ar putea să simțiți nevoia de stabilitate. Iar dacă o simțiți, dați-vă voi într-adevăr să lăsați, dacă se poate, 50%, dacă nu mai mult, din competiție la o parte pentru a câștiga sau pentru a investi mai multă energie în zona stabilității decât în zona luptelor. Nu știu de unde este un fir, dar este gata, nu mai este. Apoi, pe cinci, mare grijă și din punctul vostru. De vedere, liberul vostru arbitru își bate singur cărările sau nu face nimic după caz. Este o zi în care puteți sau da sau ba să aveți drumuri importante în funcție de liberul vostru arbitru, în funcție de drumul pe care vreți să mergeți, încotro și cu ce resurse la purtător. Este o zi în care vă recomand să mergeți într-o zonă plăcută vă, o zonă care vă ajută să vă încărcați bateriile, sau mai ales într-un loc în care mereu v-a făcut bine, mereu ați reușit să vă focusați, sau că v-a încărcat cu energie, sau eu știu, e munte și vă dă acea senzație de putere. Cum locul ăla care. Um, în care focusul este la el acasă și se mă lipsește și la voi. Iar pe 6 duminică, tot la drum, poate nu în aceeași locație, poate bine ar fi să vă luați două zile de călătorit, așa, deja de vineri seara să plecați pe undeva, de făcut un tur, un tur mai lung și prin toate energiile pe care le a și tot ce vedeți frumos pe unde mergeți, să vă încărcați de a bine la pe de o parte cu mult curaj și pe de altă parte cu multă informație care vă ajută să construiți tot felul de lucruri. Această informație și această energie o veți folosi o foarte frumos la eclipsa ce urmează pe 7-8 noiembrie. Și care ziceam de la început, s-ar putea să nu fie foarte, foarte ușoară din punctul vostru de vedere. Ei, am ajuns și la ultima zodie. Ia uite ce bine ne-am mișcat de această dată. O oră și două minute. Stăm bine, da? E, Zodia Pește, Ascendent sau Zodie, ce se întâmplă, dragii mei, în viața voastră la acest moment? Pentru că eu știu... Știu că, din punctul vostru de vedere, eclipsa n-a fost deloc foarte dură, decât dacă aveți alte genuri de ascendent care nu v-a făcut uh, uh, un mare bine în acest sens. Dar, de principiu, uh, aș vrea să-mi dați vești că sunteți pe val și că sunteți mulțumiți de ceea ce eclipsa v-a adus. Ei, pe 30-31, odată cu intrarea lui Mercur în Zodia Scorpionului, vreau să aveți și voi grijă la tot felul de lucruri pe care trebuie să le schimbați în mentalitatea voastră dacă vreți să atingeți succesul. Acel succes care eclipsa l-a mișcat și știți voi că v-am zis, se pun niște cărămizi care vor fi mai târziu ale voastre. Așa, deci 31, mare atenție la această nevoie de schimbare de mentalitate și la ce se întâmplă de luni încolo. O în egală măsură, atenție și voi la ispite, tot felul de planuri de viitor care nu mai au niciun sens, nu mai au niciun scop, dar parcă vă e greu să le lăsați, parcă vă vine greu să vă îndepărtați de ele. Vedeți dacă se merită. Apoi, 1 și pe doi două zile importante din punct de vedere al sănătății. Fiți foarte atenți, dragii mei, la acest aspect pentru că lucrurile s-ar putea să nu fie simple, mai ales că în sinea voastră la acest moment din existența voastră, încă puteți să respirați, liniștiți în apele voastre, dar după 23 martie anul viitor încep lucrurile să se tulbure în apele calde, în apele reci, în sărate, în oceanuri și așa. Se vor schimba foarte mult aspectele din perspectiva sănătatea voastră, deci mare grijă, mare ce zice întâi, ce zice 2 noiembrie. Și întăriți-vă, încărcați-vă bateriile, fiți prietenii voștri, fiți cât se poate de liniștiți în sinea voastră, faceți pace cu corpul vostru, cu mecanismele voastre, cu energiile voastre, cu elementele voastre, cu tot ce vă reprezintă pe voi și ce, mai ales cu ceea ce vă poate afecta pe sănătate mai târziu. Apoi, pe 3 și pe 4, două zile importante, norocoase și cu atât mai bune pentru voi, cu cât luna se află în zodia voastră. Dați ocazia, așadar, scorpionului să vă aducă toate energiile lui frumoase la suprafață. Din profunzimea ființei voastre, daruri divine, daruri ocultiste, daruri de toate felurile, pot să iasă la purtător și să vă dea mai multă forță și mai multă dorință de reușită, cumva să vă calibreze în alt fel și să vă susțină. Pe alți piloni. Foarte frumoase transformări, lăsați-le să se întâmple în viața voastră și nu, nu intrați pe frica aia că dacă ceva se schimbă în voi, se va schimba viața voastră total. Pentru că poate să fie și ceva pozitiv. Iată așa cum discutăm despre aceste două zile. Apoi, pe cinci, mare grijă mare la capitolul financiar. Dacă vreți să faceți multe cheltuieli și dacă insistați să cheltuiți toți banii din buzunar, treaba voastră. S-ar putea să fie modul, în vostru... modul vostru de a vă încărca, eu știu, determinarea sau sacii de focus cu energie și forță nouă. Este un weekend care cumva vă pune pe gânduri. Unii dintre nativi vor sta să se gândească ce bani vreau eu să câștig de aici încolo pe viitor. Luna se află în Berbec, Marte este retrograd, deci este un mecanism întreg de forțe care rulează, iată, din perspectiva asta. Alți nativi se vor întreba Vreau să am niște satisfacții, am făcut destul de multe sacrificii, vreau să mă duc să cumpăr niște chestii. iar ce vreau, de unde uh, și anume ce mă va bucura ca și cumpărătura, achiziție. Alții se vor gândi la investiții de viitor. Mă rog, foarte multe lucruri uh, diferite în funcție de hărțile personale ale fiecăruia. Dar, uh, una peste alta, weekendul vă va pune niște cărămizi noi la propriu pe zona voastră de finanțe, dar și nevoia voastră de a fi mai împliniți, mai mulțumiți cu ceea ce dețineți. Și însă și nevoia de a deține va fi ridicată ca minge la fileu, așa înainte de eclipsă să vă pună un pic pe gânduri pentru a vă purta pașii către viitor. Ei, iată, ne ajungi la final după un, o oră și șapte minute de dialog și opt minute aproape. Ce să zic, vă mulțumesc mult, mult, mult de tot că ați rămas cu mine până la final. Vă mulțumesc de asemenea că participăm cu toți mici și mari la construirea pas cu pas a fiecarei zile în aceste generații în care ne aflăm la acest moment. Pregătiți-vă tare tare de eclipsă. Nu treceți cu vederea nimic din ceea ce se întâmplă la acest moment. Ne aflăm între două eclipse. Transformările sunt mari pentru fiecare. Scorpionul, vă ziceam și mai devreme, are semințe pe care le lasă de aici încolo din profunzime să răsară. Eu știu, pas cu pas, de aici, eu știu, săptămână după săptămână. Motiv pentru care dați-vă voie să treceți cu bine prin aceste energii, prin aceste teritorii, chiar dacă vi se par sumbre, chiar dacă vi se par grele. Avem cu toții o parte de scorpion în noi, avem cu toții o parte pe care o simțim străină de noi înșine, pe care încă n-am descoperit-o, pe care trebuie să ne dăm curaj, să ne dăm forță, să ne mobilizăm, să o descoperim. Ei, și cu acestea fiind spuse, o să vă zic să aveți o săptămână frumoasă, o săptămână plină de idei bune, să descoperiți multe din revelațiile pe care Scorpionul vi le-a pregătit și vă așteaptă să le primiți și cu mare drag vă aștept sâmbăta viitoare când vom povesti despre eclipsa din 7-8 noiembrie și ce mai aduce săptămâna ce urmează, dar mai ales eclipsa pe termen lung. Vă îmbrățișez, pupici și săptămână minunată, weekend frumos și să dormiți bine în, în noaptea cea mai lungă. Vă pupiceți!